Bună seara, dragi și bun găsit la întâlnirea cu Profund. Suntem din nou la treabă. Am rămas pe aceeași idee, să încercăm să facem diverse subiecte în genul celor care pot fi date la faza locală. Sigur, pot fi găsite pe internet, pot fi găsite diverse variante. Andreea a spus că nu ai avut timp să-i cauți pe internet. O să încercăm așa să facem niște variante și să vedem cum încercăm spunem să le rezolvăm. Iată, zice așa. Dacă A e mai mare ca 0, prima, 1. Dacă A e mai mare ca 0 și A difere de 1. Dacă A e mai mare ca 0, A difere de 1. X mai mare ca 0, Y mai mare ca 0, demonstrați că, logaritmul baza A din, deci logaritmul baza A din X plus Y supra 2 la pătrat este mai mic egal decât logaritmul baza A din XY, dacă și numai dacă A e mai mic ca 1. Una, prima chestiune, a doua pe care încercăm să o facem, deci 2, ca și aseară încercăm mai multe lucruri să punem și să vedem care din la care ne apropiem. Deci 2 logaritm baza 6 din radical din x plus radical din 4 din x este egal cu logaritm baza 4 din x. Apoi 3. Demonstrați că 2 la puterea 6 n plus 1 plus 3 la puterea 2n plus 2 2n plus 2 se divide totdeauna acest număr la 11. Și 4 calculați suma ies egal cu sin de x plus sin de 2x plus suma de parte plus sinus de n x. Calculăm suma asta. Acestea sunt cele patru subiecte. Să vedem care din ele ți se pare mai la îndemână, la care te opri. Cred că la prima. La prima încercare. Da. Aici vezi dacă și numai dacă. Sunt, practic, două probleme. O dată dacă e subunitar și o dată dacă e supraunitar. Nu. Nu, nu, nu. Și că urma mai mic ca 1. A, da. Deci, dacă ai mai mic ca 1, să vedem cum se rezolve inegalitatea asta. Și dacă o ai pe asta, atunci se rezolte că e mai mic ca 1. Da? Deci, sunt două probleme. Cum? Cum ai încercat? Să facem în sensul care al săgeții? Să plecăm cu A mai mic ca 1 și să rezulte asta? Cu A mai mic ca 1. Deci facem sensul ăsta de al săgeții, da? Da. Deci așa. Deci mergem că A mai mic ca 1 să rezulte care loc inegalitatea asta. Da. Deci dacă ai mai mic ca 1, se rezultă inegalitatea. Cum? De unde să plecăm? De cum se rezulte? Că eu știu doar că A e mai mic ca 1. Și din... Păi avem aceeași bază. Adică baza e A. Și eliminăm baza și scriem X plus
Da, dacă o folosim pe aceea și lucrăm la ea, trebuie înseamnă să mă duc la o chestiune echivalentă care să fie adevărul și de la ce ar fi trebuit să plec. Vezi? Deci eu în clipa în care mă apuc de lucru, se întâmplă, nu știu de la ce se pornesc ca să rezulte asta. Da. Eu nu am decât de atât, ai mai mica 1, că X-ul și Y-ul sunt pozitivi, au o diferență de 1, tocmai ca să asigure existența logaritmelor. Da. Dar nu știu de la ce să plec. De aceea am să o mai lucrez pe asta de aici. Să văd, ea tradus într-o echivalență și aceea să pot lega de A mai mica 1. Deci așa aș încerca să fac. Nu văd cum clipa asta altfel să procedez. Conform unui propriu... Deci, pun semn de întrebare că nu știu de la ce să pornesc și dacă aș avea relația aceeași logaritmă în bază, în ce fel de bază? Bază subunitară. Și ea ar trebui să arate așa. Dar în clipa, în momentul de față, mai lucrăm la ea. Și zicem logaritm în baza A din X plus Y supra 2 la pătrat. E mai mic egal cu decât logaritm în baza A din X, Y. Este echivalent cu o altă aranjare. Ce să-i mai facem noi aici? Am putea să scriem pe X plus Y tot la 2, supra 2 totul la 2, ca X pe 2 totul la 2 plus Y pe 2 totul la 2. Adică să distribui pe 2 și la fiecare la 2. Sau o altă proprietate. A, îți scriem 2 acela, îl punem în fața logaritmului. Asta e. Ca fiind am logaritmul, deci știu proprietăți logaritmilor, îți permite, nu au chestii de asta. Zic, doi, o logaritm în baza A din X plus Y supra 2, așa, mai mic egal decât logaritm în baza A X în baza A din X ori Y. Echivalentul. 2 de aici, se împart toată inegalitatea asta prin 2 și 2 va veni 1 pe 2 va fi aici, nu? Da. Deci ar fi așa, logaritm baza din X plus Y supra 2 mai mic egal decât 1 pe 2 ori logaritm baza A din X ori Y. Echivalent cu X ori Y, spune în paranteză ca să nu sunt. Da. Să înțeleagă că X, Y este argumentul logaritmului. Am putea să ducem pe 1 pe 2 la X, Y. Așa, conform proprietății, echivalent cu logaritm baza, din X plus Y supra 2 mai mic egal decât logaritm baza A din X ori Y la puterea 1 pe 2. Echivalent. Ce înseamnă la 1 pe 2? Minus... Nu. A. Ce înseamnă 2 la puterea 5, 3 pe 3 pe 4? Cum traduci tu o putere cu exponent rațională? Radical de ordin 4 din 2 la 3. Deci radical de ordin 4 din 2 la 3. Așa va scrie, nu? Da. Bine. Dar acum aici cum aș putea să scriu? Radical de ordin 2 din X ori Y, la întâia, nu? Da. Din X ori Y. Deci s-ar traduce echivalent cu logaritm baza A din X plus Y supra 2. Mai mic sau egal decât logaritm baza A din radical din X, Y. Și asta datorită variantelor pe care alea are supraunitar sau subunitar,
eu vreau să mă duc spre X plus Y pe 2 și radical în XY. Aici tu dacă ai ști niște inegalități clasice, n-ai avea deloc probleme, totul ar fi foarte bine, dar nu ți-e clar, nu știi inegalitatea asta. Ai auzit inegalitatea mediilor? Parcă am auzit. Ai auzit așa, nu? Media aritmetică, e mai mare egal decât media geometrică, mai mare decât media armonică. Deci, avem media aritmetică, e mai mare egal decât media geometrică, care e mai mare egal decât media armonică. Dar ce înseamnă media aritmetică a două ordine? Media aritmetică înseamnă exact cum se face la clasă, media aritmetică a două sau mai multe note, nu? Deci se adună A plus B pe 2, da? Asta înseamnă media aritmetică. Media geometrică e mai mare egal decât, nu, media geometrică este egală cu radical din A ori B. Iar media armonică este egal cu dacă sunt două, 2 supra 1 pe A plus 1 pe B. Deci 1 pe A plus 1 pe B. Asta e media armonică, da? Aritmetică, media geometrică și media armonică. Cred că este timpul să ne ocupăm de acestea, pentru că X plus Y pe 2 văd aici. Media aritmetică. Da? Și radical din X, Y văd în partea asta și atunci ar trebui să-mi amintesc acest șir de inegalități foarte importante, foarte des folosite în aranjarea diverselor exerciții. Așa încât o să încercăm să ne întoarcem la... Ne-am făcut spațiul de lucru și să vedem cum demonstrăm inegalitatea asta, ca să o ținem minte. Deci, inegalitatea spune așa, cu media aritmetică e mai mare egal decât media geometrică, care e mai mare egal decât media armonică. Și asta s-ar traduce prin a spune că pentru două numere. Da. Deci, A plus B supra 2 e mai mare egal decât radical din AB, care e mai mare egal decât 2 supra 1 pe A plus 1 pe B. Dacă sunt două, dacă sunt trei, știi cum s-ar traduce? Care ar fi media? A plus B plus C supra 3. Mai mare egal decât A ori B ori C. Radical de ordinul 3. Da? De ordinul 3 din A ori B ori C. Care e mai mare egal decât? 3 supra 1 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C. Dacă sunt 4, A plus B plus C plus D pe 4. Da? Deci că dacă 4 vom avea A plus B plus C plus D supra 4, mai mare egal decât radical de ordin 4 din A de C D, care e mai mare egal decât 4 supra 1 ori M pe A plus 1 pe B plus 1 pe C plus 1 pe C. Și D. Și 1 plus 1 pe D. Corect. Cum s-ar demonstra? Hai să facem și noi, măcar pe cazul 2, să demonstrăm. Mai întâi prima inegalitate. Să încercăm să arătăm că A plus B totul pe 2 e mai mare egal decât radical din AB. Deci să demonstrăm chestia asta. Fiindcă A și B sunt pozitivi, produsul al două numere pozitive e un număr pozitiv, radicalul există, deci nicio problemă nu avem. Așa că putem ridica ambii membri la pătrat, fără să fie
să o traducem într-o altă inegalitate. Cum ar arăta inegalitatea? Hai să-l amplificăm pe 2 aici, ar fi cât A plus B mai mare egal decât 2 radical din A. De unde ar rezulta că dacă ridicăm la pătrat ambii membri, ar veni A pătrat plus 2AB. A pătrat plus 2AB. A plus B pătrat. Da. Mai mare egal decât 4AB. 4AB. Echivalent cu? Echivalent cu? Ducem pe 4AB în stânga. Da. Și ar veni A pătrat plus B pătrat minus 2AB. Minus 2AB. Mai mare egal decât 0. Echivalent cu? Este A minus B totul la pătrat. A minus B totul la pătrat. Totul mai mare egal decât 0. Și adevărat. Este mai mare egal decât 0. Adevărat. Vezi? Am adus-o pe ea într-o echivalență. Adică dacă am fi știut, ar fi plecat de la ei, de aici. Sau, mai clar, ducem pe minus 2 radical de la B în stânga și am spus așa. A plus B minus 2 radical din AB, să nu mai ridic la pătrat. Da. Mai mare egal decât 0. Știi tu cum s-ar scrie asta? Ia să-l vedem altfel. Cum să-l vedem pe A? Îl băgăm sub radical și ridicăm la pătrat. Da. Deci pot să-l văd radical din A totul la pătrat. E A simplu, da? Da. Minus 2 radical din A cu radical din B. Ăsta, 2 radical din A. Da. Și plus radical din B totul la pătrat. Radical din A plus radical din B totul la 2. Nu-i plus? De minus. Minus, că e minus. Deci asta ar fi echivalent cu radical din A minus radical din B totul la a doua. Deci, Andreea, dacă noi eram mai mare egal decât 0, lucru adevărat. Dacă noi dorim să arătăm inegalitatea asta, trebuie să plecăm de aici. Radical din A minus radical din B. Deci așa ar trebui să arătăm. Pentru a dovedi inegalitatea mediilor, se pleacă de la radical din A minus radical din B totul la pătrat, care e mai mare egal cu ca 0. Nu? Ridicăm la pătrat. De ce e mai mare egal ca 0? Când e un pătrat. Da? Cel mult 0 este când A e egal cu B. Da. În rest e un număr pozitiv. Și aici nu fac altceva decât să ridic la pătrat, echivalent. Deci, vedeți, da. Vezi, folosesc echivalent și vine. A minus, A minus 2 radical din A ori B plus B mai mare egal decât 0, nu? Da. Echivalent cu, ia să vedem, ce fac? Duc pe 2 radical din B, cealaltă. Deci, duc în partea doar ca în dreapta și se transformă în A plus B mai mare sau egal decât 2 radical din A ori B. Adică împărțim totul prin 2 și devine ce? A plus B supra A 2 mai mare egal decât radical din A ori B. Iată inegalitatea 2. Deci, n-am știut de unde să plecăm. Dar demonstrația media aritmetică, mai mare decât media geometrică pentru două numere, de aici trebuie plecat. Radical din A minus radical din B mai mare egal decât 0. Adică la pătrat și lucrăm, cu și mai echivalentă și este inegalitatea mediilor foarte ușor. Vezi tu, spuneam mai devreme că aceasta este o sursă de exerciții extraordinar de interesantă. O să vezi acum dacă iau trei numere A, B, C pozitive. Deci, dacă iau A, B, C, care aparțin lui el plus steluță, adică first V0, atunci A plus B pe 2 e mai mare egal decât 2 radical din AB, mai mare egal decât radical din AB. AB, da? AB. Hai să punem pe 2 aici, 2 radical din AB. Deci A plus B e mai mare egal decât 2 radical din AB. B plus C e mai mare egal decât 2
radical din BC. Și C, A plus C, e mai mare ca din 2 radical din AC. Și atunci produsul lor, A plus B, pe lângă B plus C, pe lângă A plus C, e mai mare egal decât... Deci le-am mulțit pe cele 3 din stânga, deci A plus B, pe lângă B plus C, pe lângă C. 8. 8, 8 ori radical din radicalul ăsta ori ăsta ori ăsta. Dar poți scrie un singur radical, că e același indice. Radical al B pătrat. A ori B pătrat, ori C pătrat, ori A pătrat, B pătrat, C pătrat. Știi bine? Da. Că îi vedem de două ori. Da. A ori A de aici, ori A de ăsta, A pătrat, B și C pătrat. Scăpăm de radical și ce devine? Că A plus B pe lângă B plus C pe lângă A plus C mai mare egal decât 8 ABC. Iată o inegalitate destul de tare. Putem să zicem, dacă ABC sunt numere, dacă ABC sunt numere pozitive, să se arate că A plus B pe lângă B plus C pe lângă A plus C mai mare egal decât 8 ABC. Tu, dacă vrei să lucrezi la ea, și să mulțești paranteze, desfaci acolo, nu ce să. Adică se complică, da. Mulți termeni, nu ce să inegalitatea. Să faci acasă chestia, să-ți vezi ce inegalitatea ți-a. Dar așa, pe inegalitatea mediilor, este foarte tare chestia, foarte ușor. Deci, nouă ni s-a cerut o inegalitate să arătăm aici în ieșiță, da? Da. Eu când am văzut x plus y pe 2 și xy, am știut că la inegalitatea mediilor trebuie să mă leg. Da? Deci noi am adus-o până în forma de inegalitatea mediilor. Și care este inegalitatea mediilor? Că x plus y pe 2 mai mare egal decât radical din xy. Și ca să se schimbe sensul inegalității, când se schimbă? Mai mic ca 1. Terminat. Da? Deci, asta trebuia să înțelegem. Noi am luat-o, am dus-o în echivalență și acum aș spune așa. Cum aș continua de aici? Aș zice așa. Știm că x plus y pe 2 este mai mare egal decât radical din xy, da? A mai mic ca 1, dacă și numai dacă, ce se întâmplă? Prin logaritmare se schimbă sensul inegalității. Dacă și mai dacă, logaritmul în baza A din x plus y pe 2, mai mic egal, că se schimbă sensul inegalității, mai mic egal decât Locare în baza A din XY. Din radical din XY. Și iată exercițiul terminat. Deci, când am văzut, m-am și dus acolo, am știut că acolo trebuie să ajung. Și aceasta este rezolvarea în final. N-am mai insistat pe ce înseamnă rezolvarea de aici, cu media geometrică, cu media armonică. Dar o putem lucra. Ia să vedem la ce ajungem. Hai să începem să o măsurăm și pe asta. Să o aducem în echivalență, să vedem la ce se ajunge, ca să știm de unde să plecăm în final. Deci, nu știu de la ce să plec deocamdată, care ar fi adevărul. Deci eu îmi propun să arat acum că radical din A ori B mai mare egal decât 2 supra 1 pe A plus 1 pe B. Echivalent. Să o duc într-o echivalență. După aceeași numitor aici lucrez. Dar vine radical din A ori B mai mare egal decât 2 supra aici amplificăm cu B, aici cu A, adică A plus B
supra orbe și o ducem la orbe sus. Da. Da? Și acum... pe A ori B, îl bat supra-radical și zic supra-radical. Și vin că radicalul nu avea și în stânga și în dreapta, ce aș putea face la inegalitate? Împărțim totul de radical din A ori B. Și atunci ce devine? 1 mai mare egal decât 2 radical din AB, totul supra A plus B. Da? 2 mai mare egal, care mai poate fi aranjată și într-un alt mod. A plus B aici, amplific în partea asta, nu? Da. Deci vine A plus B supra A plus B și se elimină numitorul. Atunci ar vine A plus B mai mare egal decât 2 radical din AB. Împar pe în 2 și atunci ar fi echivalent cu A plus B pe 2. Mai mare egal decât radical din AB. Lucru știut. Da. Este media aritmetică, media geometrică. Deci am adus-o la o inegalitate cunoscută. Cu alte cuvinte, pentru a o demonstra, inegalitatea mediilor ar trebui să plec de aici. Inegalitatea între media geometrică și media armonică ar trebui să plec de aici. Și după ce am plecat cu 2, mă ajung înapoi. Merg înapoi aici. După ce ajung aici, A plus B îl pun jos, da? Și vine 2 radical din AB supra A plus B, 1 mai mare egal decât 2 radical din AB supra A plus B. Și mulțesc în ambii membri cu radical din AB. Și atunci vine radical din AB mai mare egal decât 2 radical din AB la pătrat supra A plus B. Și înapoi, radical din AB la pătrat înseamnă la B, pur și simplu. Și merg tot înapoi acum. Și vine ce? A ori B îl duc la numitor. 2 îl las aici. Și când îl duc la A ori B la numitor, distribui numitorul și vine A supra A. B plus B supra B și s-a ajuns exact la inegalitatea de mai sus. Deci am redus inegalitatea a doua la prima inegalitate. Da? Media geometrică e mai mare decât media armonică. Am demonstrat și chestia asta. Ți-am arătat că este de foarte mare importanță să știm acest șir de inegalități. Este lucru spectaculos. Da? Deci este foarte, foarte important. Iar propunătorii de subiecte au diverse șmecherii. Au și bunoare, eu am avut șansa să mă întâlnesc așa cu mari propunători de subiecte. Am condus tabăra națională de matematică și acolo m-am găsit cu, prin 95 s-a întâmplat asta, 95 sau 96. Așa am. Și am avut de la toate județele locul 1, 2 și 3 pe țară. La faza națională. Nu, la faza județeană și care se calificaseră și la faza națională. Și atunci, la Dărbănești, undeva spre Bănești, am condus treaba asta națională. Și aici am avut toți profesorii mari, profesorii universitari, propunători de subiecte de la nivelul țării. Și ne știam așa, fiecare, când citesc un anunț, un exercițiu, și știu că e propus de nu știu ce autor, atunci știm cam în ce lume se învârte el, cam care sunt lucrurile, subtilitățile pe care le are. Și atunci te duci pe mâna lui, subiecte asta, cam în zona asta. Sigur că te poate să-și surprinde. Da. La un moment dat poate să facă niște combinații destul de interesante și să nu ai șansa să dai peste el. Da? Ai o pornire. Așa cum am făcut mai devreme în fața unui exercițiu, trebuie să ai o inițiativă, să-ți faci un plan de lucru.
Deci inegalitatea mediilor, am spus, este sursă de, pentru foarte multe eșeșiții și mai ales folosind logaritmii cu bază subunitare, să așează niște eșeșiții un spectacol. Chiar aici văd acum și alte lucruri. Iată un eșeșiț care spune așa. Dacă ABC, dacă ABC aparțin lui 0,1, deci sunt numere subunitare, deci dacă ABC sunt numere subunitare, demonstrați că, deci demonstrați că logaritm baza A din 3ABC, logaritm baza A din, asta e, nu? Da. 3ABC supra AB plus AC plus BC plus logaritm baza B din 3ABC supra AB plus AC plus BC plus logaritm baza C din 3ABC supra AB plus AC plus BC este mai mare egal decât 3. Ce să faci în fața unei astfel de exerciții? La ce să te gândești? Că aduci cu toți în aceeași bază? O, nici vorba. Deci, vezi, ieșim din tipologie. Da. Aici nu este vorba de a rezolva o ecuație, de a găsi un necunoscut aceea, ci pur și simplu trebuie să arăți că asta e adevărată, indiferent de ABC, care sunt niște numere subunitare. Da. Dar atenție, ne spune că sunt subunitare. Adică, la proprietățile logaritmului, dacă am logaritma stânga-dreapta, ar trebui să se întâmple acolo o chestie de aceea cu... Mai Andreea, mă, ce să-i facem aici? De asta scosisem și eu. Și totuși, eu cred că e vorba de folosirea inegalității mediilor, inegalitatea mediilor, pentru trei numere. Cum ar arăta ea pentru trei numere? Hai să o scriu și noi aici. Ar arăta așa. A plus B plus C supra 3. Mai mare egal decât... Radical de din 3 din A ori B ori C. Da. Care mai mare egal decât... 3 supra 1 pe A. 1 pe A. 1 pe B. 1 pe B. Plus 1 pe C. Asta aș lucra un pic. Știi ce aș face? Așa zice același numitor. Dacă aduc la același numitor, ar apare cum? Aici, alușteului BC. Deci BC plus AC, AC plus, plus AB, AB supra A ori B ori C, 3 și pun sus, 3 ABC. Da. Pua. Aha. Iată ce chestie. Spectaculos. Da? Deci, asta e mai mare egal decât asta. Ia să scriu chestia asta. Deci, radicalul ordinul 3 din ABC e mai mare egal decât cine? 3ABC. 3ABC. Supra. ABC. AB plus AC plus BC. Și această inegalitate să o logaritmăm o dată în baza A. Pur în baza B, în baza C, și să le adunăm, să vedem cine ies. Da.
așa ar veni? Cam asta îmi vine în minte. Deci de aici a dezvoltat. Logaritm baza din radicand din 3 din ABC e mai mare egal decât mai mare sau mai mic? Ce fel de ABC? Unde sunt? 0 și 1. 0 și 1. Și dacă logaritmăm baza sub unitară, ce se întâmplă cu inegalitatea? Se schimbă. Deci ar fi mai mic egal decât logaritm baza A din. Acolo din, din cine? Din 3ABC. 3ABC supra AB plus AC. AB plus AC plus BC. Și pe urmă logaritm baza A. Logaritm baza B acum. Din radicand 3 din ABC este cum? Mai mic, tot mai mic sau egal. Tot mai mic egal de logaritm baza B din 3ABC supra AB plus AC plus BC. Apoi logaritm baza C. Da. Logaritm baza C. De radical din 3 din A ori B ori C. Da. Mai mic sau egal decât logaritm baza C din 3ABC supra AB plus AC plus BC. 3ABC supra AB plus AC plus BC. Tragem linie și le adunăm. Și să vedem ce ne dă. Deci dacă trag linii și le adun, apare că logaritm baza A logaritm baza A din radical C3 din ABC ABC plus logaritm baza 3 radical C3 din ABC din ABC mai mare plus logaritm baza C din radical C3 din ABC. Da. Este mai mic sau egal decât logaritmul baza A din 3ABC supra AB plus BC plus AC. Deci este mai mic egal decât logaritmul acela, toate acele adunate. Deci mai mic egal decât logaritmul baza A din 3ABC plus AB plus așa. AC. Așa. Deci mai din decât logaritm baza A din 3ABC 3ABC supra AB plus AC plus BC. Plus AC plus BC. Da, plus logaritm baza B. Logaritm baza B din 3ABC supra AB plus BC plus AC. AB. C din AB plus AC plus BC plus logaritm baza 3 C. În baza C, da? Da, în 3ABC C. Supra AB plus BC AB plus AC plus BC. Acum pot privi invers. Asta e mai mare decât asta. Da. Da, pot să privesc așa. Deci inegalitatea pe care o am eu de arătat, suma mai mare egal decât, îmi place cu mai mare egal, deci voi avea așa. Că logaritm baza din 3ABC AB plus AC plus BC plus logaritm baza B din 3ABC plus AC plus BC AC plus BC AB plus AC, AB plus AC plus BC și plus logaritm baza C din 3ABC supra AB plus AC plus BC e mai mare egal decât
Logaritm în baza A din radical C3 din ABC. Așa, logaritm în baza A din radical C3 din ABC. Plus. Logaritm baza B din radical C3 din ABC. Logaritm baza B din radical C3 din ABC. Plus logaritm în baza C din radical C3 din ABC. ABC. Ei, dar mie trebuie să fie mai mare egal decât 3, nu? Adică asta, ori egal cu 3 asta, și atunci ar fi bine, sau să fie mai mare egal decât 3. Da. Că atunci urmează transitivitatea. Dacă asta e mai mare ca asta și asta e mai mare egal decât 3, exercițiul este rezolvat. Hai să mă oprim la membru drept ăsta. Asta e de ce, dar mai departe, cu egal cu radical din C3, am scris că ABC e totul la 1 pe 3, da. Și am duce 1 pe 3 în față. Am duce pe 1 pe 3 în față. Și am duce 1 pe 3. În logaritm baza A din ABC. Da, A din ABC. Plus 1 pe 3 ori logaritm baza B din ABC. 1 pe 3 logaritm în baza B din ABC. Plus 1 pe 3. Ori logaritm în baza C din ABC. Din ABC. Și la mai departe cu 1 pe 3 peste tot poți să scot în factor comun, nu? Da. Și vine 1 pe 3 pe lângă. Logaritm în baza A din ABC. Logaritm în baza A din ABC. Plus logaritm în baza B din ABC. ABC. Plus logaritm în baza C din ABC. E. Asta. Asta ce să-i facem? Am putea să scriem acel produsul ca o sumă? Deci logaritmul e produs egal cu suma logaritmilor, nu? Da. Scriem logaritmul în baza A din A, plus logaritmul în baza A din B și dă logaritmul în baza A din A va fi... Hai să facem așa, hai să muncim așa. Tu ai o idee bună aici. Deci egal mai departe cu... Deci facem fiecare logaritm în parte, da? Da. Așa, da. În egalitatea care am avut-o de dovedit, am ajuns până la etapa asta. Hai să mutăm cu ei expresia asta în ABC. Care trebuia. E indice A, B, C. E de A, B, C. E de A, B, C. Expresia asta. Avem că expresia E, ca să nu mai spun o dată, E de A, B, C. I mai mare egal decât 1 pe 3. Pe lângă. Logaritm baza A din A. Din A, plus logaritm baza A din B, da. Plus logaritm baza A din C, da. Plus logaritm baza A, B din A. Logaritm baza B din A, plus logaritm baza B din B, plus logaritm baza B din C, plus logaritm baza C din A, plus logaritm în baza C din B, plus logaritm în baza C din C. Da, muncim. Noi muncim. Vedem cine iese. Și egal mai departe cu 1 pe 3. 1 pe 3 pe lângă. Ar veni odată 1 logaritm în baza A din A. Deci 1 aici. Mai avem 1 lângă la. Da, mai avem logaritm în baza B din B și logaritm în baza C din C. Deci mai 3. Plus. Logaritm în baza A din B și plus logaritm în baza B din A. Am și B din A. Da. Este? Da.
Deci ADP plus B din A. Plus logaritm baza A din C. A din C plus logaritm baza C din A. C din A. Și plus logaritm baza B din C. Și plus logaritm baza C din B. Așa e? Da. Hai să vedem acum. Am o echipă, două, trei. Dacă asta ar fi mai mare egal decât 2, asta ar fi mai mare, dacă ar fi și asta tot așa, pe ceași, mai mare egal decât 2, suma lor ar face 6 și cu 3 ar face 9 și împărțit la 3 ar face 3. Da. La 3 trebuie să fie mai mare egal, nu? Da. Deci acum visăm. Dacă arătăm că logaritm baza A din B, logaritm baza A din B plus logaritm baza B din A e mai mare egal decât 2, suntem extraordinari. Dacă arătăm chestia asta. Vezi? Îți faci plan de lucru. Nu știi că reușești. Da. Dar visăm la chestia asta, că dacă reușim, e nici tu gata, ai terminat. Trebuia să fie mai mare egal decât 3, nu? Da. Toată asta. Dar eu pot să spun că este asta un număr adunat cu un alt număr, două numere adunate. Să aplic media aritmetică a lor. Asta trebuie să știu că sunt pozitive. Deci trebuie să știu că logaritmul într-o bază subunitară, de număr subunitar, e pozitiv. Așa, la inegalitatea mediilor trebuie să avem întotdeauna în vedere faptul că numerele care intră în discuție să fie pozitive. Da. Și eu mă pot gândi că ăsta e un număr și ăsta e un număr. Hai să zic că reușim să arătăm, dar ne rămâne problema asta în minte. Și atunci, logaritm baza, hai să zicem, logaritm baza din B plus logaritm baza B din A, pe 2 ar fi, da. Pe 2, altfel spus, mai mare egal decât 2, o radical, 2 radical din produsul lor. Uite aici. 2 da. Radical din produsul lor. Adică ca cine? Logaritm baza din B. Ori logaritm baza B din A. A din B, logaritm baza B din A. Dacă ar face asta unul. Dacă ar face unul, de ori unul ar face 2. Și ar fi gata problema. Dacă logaritm baza din B, logaritm baza B din A face 1. Păi să trecem pe ăsta din baza B baza în baza A. Și cât ar face? Logaritm baza A din A. Deci ar fi egal mai departe așa. Cu 2 ori radical din... În primul lăsăm așa, logaritm baza A din B ori... În ce baza am zis că trecem? În baza... A, da. Și avem logaritmul baza A din A, care face cât? 1, supra. Logaritmul baza A din B. Logaritmul baza A din B. Da, și simplifică. Așa. Și face 1? Da. Și gata, corect. Da? Da. Deci, vezi, pe traseu tot mai dacă aș putea face asta. Dacă aș reuși să arăt că eu tot timpul stăteam conectat la 3 ăsta. Da. Și eram tare supărează. Eram tare supărează. Când am văzut unul pe 3, aia zic, nu o să fie 3 sus, e la numitor. Fie rar să fie ca să rămâne 3 zic, așa, că mi-am nevoie din 9. Că 9 supra 3 fac 3. Da. Dar de unde să fie? Dar rămân 3. Și să fie 6. Deci, un 3 l-am avut din desfășurare. Să știi că n-am văzut foarte repede chestia asta. De-aia eram la bătut, așa scriam. Și mă gândeam, măi, de unde se iasă acolo? Deci facem logaritmii ăștia. Știi? Dar fiecare era... opa, gata, m-am prins. Că primii trei sunt baza A, celălalt în baza B, celălalt în baza C, sunt în total
câți nouă termeni. Am făcut rost nouă acei termeni, zic, se face legătura cu nouă și după a trei face trei. Deci în timp ce scriam, mă gândeam la treaba asta. Dar 1 plus 1 plus 1, 3 am făcut rost și acum mi-a rămas 6 să fac. Dar 2 câte 2 cuplați înseamnă să fie mai egal decât 2. Da. De 3 ori câte 2, 6 și cu 3 face 9. Deci aici cum continuăm? Mai mare egal cu. Mai mare egal cu. Mai mare egal este, nu? Da. 1 pe 3 care este de așa. 1 pe 3 pe lângă. 3 plus 2. Am folosit mai mare ăsta, da. L-am pus aici, da? Da. N-am spus egal. Mai mare plus 2. Plus 2. Care înseamnă egal acum cu 1 pe 3. Pe lângă. Ori 9. Da? Da. Simplificăm 3 cu 9 și face 3. Terminat exercițiu. Deci expresia asta care am cerut autorul e mai mare egal decât 3. Foarte frumos, da? Îți spuneam că inegalitatea mediilor este sursă pentru foarte multe lecții. Da. Aici asta a fost. Deci, mai întâi, cum am gândit? Pe inegalitatea mediilor, media geometrică cu armonică, am adus la același mitor aici și am sesizat că se face 3ABC sub AB plus AC plus BC. Da. Și atunci am zis, hai să logarimăm. Inegalitatea asta, 3 radical și 3 din ABC mai mare egal decât 3ABC supra BC plus AC plus AB, am logaritmat-o în baza A, în baza B, în baza C, baza subunitară se schimbă sensul inegalității, le-am adunat. De ce le-am adunat? Pentru că spune să le adun. Da. Le-am adunat membru cu membru și în dreapta acolo, dar a părut să le, nu? Suma aceea, în partea cealaltă, numai bine am toți inegalitatea și am zis, de acum mă ocup de membru drept acolo. Și tot am lucrat cu membru drept. Era 3 ABC, cât era acolo, radicam și 3 din ABC. Da. Și am zis ABC la 1 pe 3. 1 pe 3 ești în față acolo. Da. Și am luat logaritm baza A din ABC sub. Logarim baza 3 din ABC, logarim baza 6 din ABC. Bazele erau diferite, e drept. Da. Dar ai acolo ABC. Și atunci logaritmul e produs suma logaritmului. Da. Și totul merge frumos. Și încă o dată inegalitatea mediilor, deci de două ori. Inegalitatea mediilor pentru 3 termeni și inegalitatea mediilor până la 2. 2 câte 2. Și de aici totul a fost perfect. Dar cele două numere nu au mai fost AB și A și B. Au fost logaritm baza din B și logaritm baza B din A. Tot două numere. Am rămas aici tributari cu ideea de a arăta că e număr pozitiv. Deci logaritmul într-o bază subunitară. Adică trebuie să putem arăta asta. Logaritmul baza, să spunem, 1 pe 3 din 1 pe 2 e mai mare decât 0. Asta trebuie să... Deci un logaritm într-o bază subunitară dintr-un număr subunitar e totdeauna un număr pozitiv. Cum am putea arăta chestia asta? Adică logaritm baza o treime din 1 pe 2 sau 2.000 din 1 pe 3. N-are importanță. Important este să... 1 pe 2 să scriem 2 la minus 1. Da. Deci să ne luăm de logaritmul ăsta, să lucrăm acolo, să vedem până la urmă ce fel de număr este. Poate cum vedeți una. Logaritmul baza 1 pe 3 din 1 pe 2 s-ar scrie oricum spui 2 la minus 1 și iese minus 1 în față, ori mă gândesc logaritmul unei fracții. Cu ce înseamnă logaritmul unei fracții? Diferența. Diferența. Deci vine logaritmul baza 1 pe 3 din 1 pe 3 din 1 minus logaritmul baza 1 pe 3 din din cât? Din 2, da? Da. Și egal cu? Primul e 0. 0 și rămâne minus logaritmul baza 1 pe 3 din 2. Din 2. Și egal cu?
Acum, hai să trecem din baza 1 pe 3 în baza 2. Da. Și va fi egal cu minus, avem în față aici. Exact cum ai spus tu, de la 2 la minus 1, era minus 1 în față. Mm-hmm. Da? Același lucru de sunt. Matematica are, nu? E două căi diferite, proprietăți sunt valabile și deci la așa rezultate se ajunge. Și dacă face minus logaritm în baza cât? 2. 2. Supra logaritm în baza 2 din 1 pe 3. Și calcul. Minus 1 supra logaritm în baza 2. 2 din 1 minus e fracție. Da. Logaritm e fracție. Minus logaritm în baza 2 din 3. Și egal cu? Logaritm baza 2 din 1 face 0. 0. Minus și cu minus. Face plus. Și face 1 supra logaritm în baza 2 din 3. 2 din 3. Și logaritm baza 2 din 3 este un număr pozitiv. Da. Că dacă ar fi din 1, ar face 0. Dar e peste 1, e peste 2 chiar. Logaritm baza 2 din 2 face 1. Deci oricum este un număr sigur mai mare ca 0. Cu asta am arătat că logaritmul într-o bază subunitară dintr-un număr, într-un model am arătat asta. Da. Însă mai riguros arată folosind graficul funcției logaritmice. Deci mult mai riguros ar trebui să facem așa. Funcția logaritmică are graficul în felul următor. Ei numai pentru x pozitiv. Da. Deci nu putem să vedem grafic în partea asta, ci numai partea din dreapta. Și când baza e supraunitară, treci și pe la 1 și așa arată graficul funcției logaritmice. La scopura clasă. Da? Deci asta este logaritmul baza a din x cu a mai mare ca 1. Așa, pe graficul funcției logaritmice. Adică logaritmul baza, într-o bază supraunitară, într-o bază supraunitară, mai mare ca 1, dintr-un număr subunitar, este un număr negativ. Da. Pe când logaritmul în bază subunitară va arăta așa. E descrescătoare funcția, tot timpul, și arată în felul ăsta. Acesta este logaritm în baza a din x, graficul funcției, cu a cuprins între 0 și 1. Cu a cuprins între 0 și 1. Și acum, se vede că x-ul este pe aici. Adică x-ul este ce fel de număr? Număr subunitar. Deci că x-ul este număr subunitar. Dacă duc paralela, să-mi tai graficul, îl tai aici. Și deci ce fel de număr am obținut? Un număr deasupra. Un y pozitiv. Da. Deci logaritmul unui număr subunitar în bază subunitară, e totdeauna un număr pozitiv. Da? Deci așa se justifică cel mai corect. Noi am luat un model aici ca să înțeleagă și tu, să înțeleagă toată lumea. Dar nu este riguros demonstrația făcută, pentru că zice, s-a întâmplat așa pentru cele două numere care le-ai luat acolo. Dar dacă e alte două numere, dacă sunt tot subunitare, tot așa trebuie să iei. Numărătorul să fie mai mic decât numitorul, nu? Să fie subunitar. Da. Și când se lucrează, tot acolo ajungem. Dar numai ca să evităm situația particulară, cel mai corect am făcut în felul ăsta. Deci, graficul funcției logaritmice în bază subunitară arată așa. E funcție strict descrescătoare. Adică y-ii la fiecare x, y-ii se micșorează din ce în ce. Ei, și pentru x între 0 și 1, iau un x așa, duc paralela ca să îmi taie graficul și îmi taie într-un loc aici. Și am găsit imaginea pentru x-ul ăsta, practic am găsit valoarea logaritmului în bază subunitară dintr-un număr subunitar. Și este ce fel de număr? Pozitiv. Asta a fost 50. Da, s-a dus 50. Da, bine.